cine ne e cel mai frică? De cel mic sau de fetiță când vine vorba de cluburi? Că o să vină și vârsta aia de cluburi. Eu am învățat de la cea mare, de la Inoche, că îți poate fi frică de orice, ca cel orice va veni peste tine. Deci degeaba ți-e frică, degeaba te pregătești asta, să-ți iei o pușcă mare, să-ți iei o pușcă mare, să-ți dai cu ea în cap. Că dacă vrea să iasă în oraș, iese în oraș. Știi? Adică, mamă, s-o păzești, lasă, că se păzește singură. E pace. E atunci când ești tată de fată, toată lumea te pune în gardă. Mamă, să vezi ce o să fie, cum o să fie. Nu, ție trebuie să-ți fie frică de ea dacă vrei să-ți fie frică de cineva. Dar nici asta nu te ajută. Așa că educația cumva pregătește copilul pentru ce urmează să facă. Și desigur că noi când suntem mici, când suntem tineri, rupem ușa. Oricum se va întâmpla. Și o întrebare, mai am zis ce truc de tată ai aflat tocmai de la fata cea mare. Că o ai pe ea și cred că ai învățat un truc ceva, să știi ce se întâmplă. Ne-am învățat cumva reciproc trucuri. De exemplu, eu știam tot timpul unde e. I-am zis, orice faci, oriunde te duci, n-am o problemă că te duci. Vreau să știu unde ești. Că dacă se întâmplă ceva, să știu de unde să încep să te caut. Să nu mă învârt găină pe la cap la universitate și tu să fii în Unirii. Să știu de unde încep, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Atât vreau. Și știam tot timpul unde e. Chiar dacă nu era neapărat ora care mi-ar fi convenit mie, petrecerea care m-ar fi convenit mie, sau anturajul care, ca așa, cu toții ne dorim ca noștri copii să stea lângă bibliotecari și cântăresc la harpă.